Iată, vine un jeep pe stradă cu un girofar pe el. Baiazid stătea în dreapta și rosti către șofer. Speră că Mircea să ajungă să nu întârzie din nou. Ia vezi dacă a tras mașina lângă gura de metrou. N-a venit Maria, a zis el privind în jur. Și mi-a zis că fix la 12 ne vedem lângă Carrefour. Așteptând vreo 5 minute, își pierdu orice răbdare și îi trimite bodyguardii să se uite prin parcare. La un semn, curbă la dreapta. Se oprește un X5 și din el coboară Mircea în bermude și în opinci. Printre turci porni acale și privindu-i cu nesați le arăta un Sony Vaio pe care îl ține sub braț. Agitat la el în jeep și îmbrăcat tot în civil, Baiazid nu mai rezista și îl sună pe mobil. Tu ești Mircea? Da, împărate, am uitat să-ți dau bip. Dar am stat mult la rovine, era coadă la jeep. Nici n-am nimerit din prima, că nu o vin aici prea des. Și am luat-o pe centură, îndrumat de GPS. Acum am parcat mașina. Unde ești? Că vin la tine. Sunt la mine în mașină și te văd, te îndrept spre mine. Și de îndată ajunse Mircea și urcă la turc în jeep. Și începu să-i explice că nu vrea cu niciun chip să-și strângă întreaga oaste la rovine în câmpii și să lupte până la moarte cu ai turcului Spahi. Baiazide, știi că e criză și acum viața e foarte grea. Mă gândeam ca să ne batem doar la Heroes, în rețea. Sau, în loc să cucerești cu armata al meu popor, n-ai vrea dacă ai wireless să jucăm conquistador? Cum? Când turcii îmi sunt în vamă și am venit din Istanbul, tu nu vrei să ne batem că nu ți se pare cool? Eu nu-s disperat ca tine să stau nopți întregi pe net. Eu trăiesc în realitate și nu e niciun secret că am fost în multe lupte. Varna, Ialta sau Oituz? Păi eu sunt online tot timpul, nu puteai să dai un buz? Mircea, vin cu-o întreagă oaste, iar tu faci mișto de noi? Mâine sunt aici cu turcii și-ți declar de acum război. Cum vrei tu, mărite rege, eu speram să mă înțelegi, căci de ajungem la cuțite, voi nu mai plecați întregi. N-aș vrea să pun pe YouTube cu ai tăi morți videoclipuri, nici ca Dunărea să nece spume când a tale jeep-uri. Dar de asta ți-e dorința, mâine ne vedem la luptă și îți promit că pleci de Acilea cel puțin cu o mână ruptă. Și zicând aceste, Mircea îl lăsă pe Baiazid și trântindu-i portiera, el plecă la pas grăbit. Când ajunse la mașină, găsi un geam pe un bilet scris. Scuze, v-am blocat o roată că ați parcat pe interzis. Și da, Mircea, mail-ul, SMS-ul, mii de bipuri, ca să strângă toți oștenii și să-i îndese în jeepuri. Demarând în mare trombă, se îndreptară spre rovine. Dar aici găsiră turcii toți cu pantaloni în vine. Tot văitându-se de moarte, ghemuiți prin iarba scurtă, rezemați decât un ciot și ținându-se de burtă. Baiazid, hai să ne batem! Unde ești? De ce nu vii? Mi-am scos în oraș oștenii și i-am dus la KFC. Și am mâncat cu pofta seara tot ce mi s-a pus pe masă, răspunse încordat sultanul dintr-o tufă mai retrasă. N-am știut că la fast food-uri nu e bine să mănânci, mai ales în România, fiindcă riști să pleci pe brânci. Nu mai vreau ca să ne batem, iartă-mă, a fost o farsă. Dă-ne niște triferment și o să facem cale întoarsă. Și așa scăpa Mircea de o luptă la rovine. Deci se vede până la urmă că fast food-ul face bine. Asta e tot. Dar fiți voi siguri că istoria o să zică turcii l-au văzut pe Mircea și au făcut pe ei de frică.